Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Botin, ne aflăm cu toții la primul talk show al săptămânii. Premierul Tudose, pas cu pas, își face imaginea de capo del tutti capi, în sensul în care, în ședințele de guvern urechează miniștrii incomozi, vezi domnul Cuc de la transporturi, anunță corp de control al guvernului la Tarom și la compania de investiții, descinde dis de dimineață la sediul de pașapoarte, e clar, zice românul, îi pasă, ce om, ce caracter. Davidoiu, managerul de la compania de cumătri, adică Tarom, își dă demisia, de parcă ne-ar surprinde gestul. Oricum îl dădeau afară ca să dea bine la public. Cozile de la pașapoarte le-au mutat într-un mol. Problema rămâne în continuare nerezolvată. Mai interesant decât Taromul pare a fi controlul de la Compania Națională de Investiții. Acolo e buba care ustură rău. Ce? Unde? Cine? Și cum au spart banii poporului? Întrebări la care trebuie să răspundă cine? Corpul de control. Revin la Tudose. Domnia sa a luat obiceiul domnului Mișa de la finanță. Anunță că e supărat pe două bănci, dar nu spune care. De ce oare? Premierul nu spune nimic despre BNR, cel care trebuia să supravegheze băncile, despre dezastrul din sănătate și educație. Băi, dar nimic. Tăcerea e de aur, zice un proverb românesc sau nu. Bine ați venit în România reală, doamnelor și domnilor. Suntem aici cu Cezar Ionașcu, antreprenor IMG Academy. Bun găsit, salut, Cezar Ionașcu. Îl salutăm pe Tudor Ionescu de la ALDE. Bun găsit, domnule Ionescu. Lucian Burduja, de asemenea. Sebastian Burduja, îmi cer scuze. De Paște, de Paște. Mielul e tabu de la Ministerul Agriculturii. Analist politic aici în studio. Vă salut. Bine v-am regăsit. Iar la telefon îl avem pe Nicolae Demetriade, fost director general la Tarom. Bună dimineața, bună ziua, domnule Demetriade. Bună ziua. Domnule Demetriade, de 10 ani această companie înregistrează pierderi, da? După 10 ani de astfel de realizări în sistemul ăsta capitalist, corpul de control al guvernului va să descindă, să vadă despre ce este vorba. Managerul pus de domnul Cuc, domnul Davidoiu, își dă demisia, că oricum îl dădeau afară, că trebuie să cadă un cap. Dar v-aș întreba, domnule Demetriade, până la urmă, și să ne spuneți cinstit, de ce o companie care registrează pierderi în sistemul ăsta de piață mai există pe piață? Eu sunt tare curios. Rezistă, fiindcă până în anul 2007 s-au acumulat la compania Tarom niște sume fantastice în cash. Asta datorită unui management care a început în 2001. Un management bun și eficient și rentabil. După aceea, din 2008, au început nenorocirile în companie, dar fiindcă au avut bani și mai au încă din acei bani, pe nimeni nu deranjează. Atâta timp cât nu este o situație extremă în care să nu se poată plăti salariile sau alte obligații către parteneri, toată lumea crede că e bine. E, nu este bine deloc. Compania de 10 ani pierde în continuu. Am tras suficiente semnale de alarmă de foarte multe ori în mass media. Am fost și la Tarom în Consiliul de Administrație în 2013 și am arătat exact despre ce este vorba. Se pare că guvernanții nu înțeleg mare lucru. Vin cu controle de suprafață și consideră că dacă a plecat unul din conducerea Taromului, s-a rezolvat situația. Nu, acolo este, s-au adunat atât de multe lucruri grave, iar nimeni nu realizează că Taromul nu este singur în piață, că dacă ar fi singur, să zicem, ăsta e Taromul nostru și ne descurcăm cu el, că e bun, e rău, e rentabil sau nu, ar fi un lucru, dar el e în competiție cu toate companiile aeriene de prestigiu, companii profitabile, cam companii care nu sunt ale statului, dar omul nu mai poate să continue. Ne-am îmbătat cu apă rece acum vreo două luni, când domnul director Davidoiu ne-a spus ce mare fapte de viteză i-a făcut dumnealui, că a închiriat două avioane. E leasing operațional, domnul Demetriade, așa spune domnul Davidoiu. Întrebare pentru dumneavoastră, aștept răspunsul cinstit și tranșant. Cine câștigă din lipsa de profitabilitate a acestei companii? E greu să spunem cine câștigă, fiindcă ceilalți își văd de drumul lor, indiferent de ce face Taromul, ce alte companii aeriene, competitorii lui.
dar e păcat că Taromu a cedat complet. Deci în timp ce Wizzerul sau Blueru sau Ryanairul și-au, nu știu, mărit cifra de afaceri și numărul de pasageri cu 30-40%, Taromu a reușit anul trecut să crească cu 2-3%. Vă dați seama în ce situație se află. Și o să mă întrebați, da, de ce e numai din cauza de director? E din cauza de director, de consilii de administrație, de miniștri care s-au schimbat și care n-au înțeles în ultimii 10 ani ce se întâmplă la companie, fiindcă dacă ei au stat câteva luni fiecare, nu și-au dat seama ce se întâmplă cu compania. Au crezut că dacă cineva le spune că e bine că au încă bani și nu sunt în faliment, compania o să se revigoreze. Domnule Demetriade, îmi cer scuze, vreau să vă întreb altceva. Se tot vorbește despre faptul că la Tarom este o cumetrie dusă la rang de artă, adică toată lumea e rudă cu toată lumea acolo și că, mă rog, sunt salariați ăștia care trăiesc foarte bine. Dincolo de asta, aș vrea să vă întreb, vaca asta de muz, Tarom, de cine este exploatată în momentul de față? Că am înțeles că există niște firme care fac bani frumoși din contractele cu Tarom și nu vorbesc de zbor aici, ci vorbesc de mentenanță, etc., etc. Nu, astea sunt mai mult povești. Faptul că sunt mulți angajați care au rude în companie, nici asta nu e o nenorocire, fiindcă dacă este un manager care să știe să-i pună la treabă și să le impun anumite lucruri, pot să fie și de copii de fiecăruia dintre ei, trebuie să-i pună la muncă. Dar cu tot respectul, că... domnul Demetriade, cine da. Suge banii de la Tarom? Păi, vă dau un singur exemplu. Consilii de administrație, consilierii, păi, în ultima perioadă s-au schimbat, adică au venit în companie vreo 5-6-7 consilieri cu salarii de nu știu câte mii de lei pe lună, deci alții nu sunt, fiindcă doar se aruncă așa cu pietre. Nu sunt prea multe alte căi de cheltuire a banilor, fiindcă sunt sisteme de control. Oricum, deplasările chiar și ale conducerii, ale managementului care se fac. Domnul Demetriade, nu poți să ai pierderi de peste 100 de milioane deci, că nu, au venit aia deci, din Consiliul de Administrație aia puși de domnul Cuc. Deci dumneavoastră ați ridicat problema unde se pierd niște bani. Niște bani, da, puțin se pierd pe aceste salarii aiurea, dar banii se pierd din operațional, adică din proasta gestionare a managementului de zi cu zi. Bun, domnule Demetriade, ultima întrebare și am să vă mulțumesc după aceea pentru intervenție. Credeți în momentul de față că demisia lui Davidoiu și, mă rog, numirea unui alt manager rezolvă problemele de acolo sau de fapt e o bătălie politică pe cașcavalul de la Tarom? Nu pot să zic că e o bătălie politică. E, cred că, o idee, adică un interes deosebit al primului ministru, care văd că intră în toate problemele care creează deranj în economie și care arată ineficiența acestor instituții sau întreprinderi. Eu sper că va veni un manager care să poată să gestioneze corect situația la Tarom, fiindcă întâmplător mai sunt șanse, întâmplător spun, mai sunt șanse de redresare, dar nu cu oameni care habar n-au despre ce înseamnă compania. Nu aducem pe cineva de la lignit să rezolve problemele la compania Tarom. Cum să nu? Nu aducem 6 oameni în Consiliul de Administrație care habar n-au avut niciodată despre ce înseamnă zborul decât dacă au mers cu un avion undeva ca să ia decizii. Deci, se cheamă că se pricep, domnul Demetriade, nu? Dacă a mers cu avionul, se cheamă că se pricep. Și Cezar Ionașcu, de exemplu, dacă mănâncă brânză, e specialist în brânză, că așa suntem noi în România. Deci, ascultați-mă, toate companiile aeriene din lumea asta profitabile au manageri care sunt cu vechime de zeci de ani în compania respectivă, care cunosc perfect compania, oamenii, tot ce se întâmplă în exterior cu competiția. Păi, Tarom, până să-și dea oamenii ăștia seama
unde ce face compania ta, omul îi dă afară și pe următorii, fiindcă e greu să înțelegi un fenomen. Mai vedem, zice Orbu. Mulțumesc, domnul Demetriade. Ștefan Edvin, jurnalist capital specializat în transporturi prin telefon. Bun găsit, Ștefan! Să trăiți, bună ziua! Îmi place cum mă saluți, să trăiești și tu. Spune-mi și mie, să cine este bine, acest... Nu am vrut să zic, domnule dragă, era într-o altă eră. Cine este acest Davidoiu? Te rog frumos să-mi spui și mie. Cine este Davidoiu? Bună întrebare. De la începutul anului, guvernul, să spun așa, garantat de domnul Liviu Dragnea, l-a numit în locul domnului Heinzmann. Înainte de Heinzmann a fost un interimat și dânsul înainte de asta a ocupat un post de director, dacă nu mă înșel, undeva într-o companie din sportea Ministerului Economiei. Domnul Davidoiu a avut la dispoziție vreo jumătate de an pentru a dovedi sau a garanta că e un profesionist și un bun manager al companiei Tarom. Se pare că dânsul, după 6 luni de mandat, a venit acest bilanț la jumătate de an în care se anunț o pierdere de 104 milioane de lei. Mi se pare o pierdere record. Mi-am adus de aminte acum și aceste pierderi se mai înregistrau în mandatul doamnei Ruxandra Brutaru, dacă vă aduceți de aminte. Bun. 2009, Ștefan Edveș, reformulez, că vreau să vorbesc și cu invitație. Dar de-a cui e domnul Davidoiu, dacă e să o luăm așa? E numit de acest guvern PSD, Alianța PSD... al de condus de domnul Ștefan, Tăricianu. Dar de-a cui? Bun, numit, dar de-a cui? Cine e în spatele domniei sale? Cine a extras numele Davidoiu din căciulă? Consiliul de administrație garantat de domnul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Deci e prieten cu domnul Cuc? Nu știu dacă e prieten sau nu, dar dacă dânsul l-a numit în conducerea Tarom, înseamnă că a garantat pentru el că e un profesionist. Bun, mulțumesc, Ștefan, pentru relații. Domnul Burduja, deci avem următoarea situație. În ședința de guvern de săptămâna trecută, domnul Tudose, hotărât, domnule ministru Cuc, garantați echipa managerială de la Tarom. Da, șeful. Bine, domnul ministru Cuc, că trimitem corpul de control. Ăsta Davidoiu, domnul Davidoiu, managerul, ce a zis, bă, ăștia oricum mă dau afară, că trebuie să cadă un cap. Deci ea să-mi dă eu demisia. Dar cu pierderea rămânem. Întrebarea mea este următoarea, da? Se urmărește, după părerea dumneavoastră, mazilirea domnului Cuc, adică Cuc o să-și ia zborul de la Ministerul Transporturilor și au găsit motivul Tarom, căci pierderile sunt istorice, de cam de 10 ani se întâmplă lucrul acela. De ce le-a cășunat pe Davidoiu acum, nu știu. Da. Yeah. Sincer, mă interesează prea puțin dacă pe scaunul de ministru al transporturilor stă Cuc sau Muc sau altcineva. Că de 27 de ani stau atâția miniștri încât le-am pierdut șirul. Ce m-ar interesa pe mine e răspunsul la întrebarea asta. Cine răspunde? Deci pierde Tarom 100 milioane din buzunarul dumneavoastră, al meu, al domnilor din studio și al tuturor oamenilor care ne privesc și nu răspunde nimeni. Da? O nouă pierdere la bugetul țării. Și doi, de ce a ajuns domnul Davidoiu în poziția asta? Există ordonanță de urgență, ordonanță 109 din 2011, împinsă foarte tare de Banca Mondială la vremea respectivă, care spune că în societățile de stat sunt numiți manageri și recrutați manageri profesioniști. Pe baza unor criterii clare de performanță, pe baza unor CV-uri, pe baza unor rezultate. Recent, nu știu câtă lume a observat, domnul George Butunoiu, care e un headhunter respectat în România și care s-a ocupat în parte de procesul ăsta, a dezvăluit ce se întâmpla. El prezenta o listă lungă de opțiuni și venea ministrul Cutare și spunea, da, omul Cutare e pe listă? Păi da, dar e pe poziția 35. Hai să-l punem pe poziția 1. Și recrutau în felul ăsta. Deci, legea se încalcă în România, că dacă se respecta ordonanța nouă pe 2011, domnul Davidoiu, care e expert în lignit și în recuperarea creanțelor de pe la SNLU cu firma Best Recuperare Creanțe SRL, dacă ați mai auzit așa ceva. Best Recuperare Creanțe SRL. Best number one, recuperare creanțe, dă banii da. Înapoi SRL, nu? Acum venim și la Tarom și... Haideți că mai aflăm ceva din interiorul Tarom. Aurel Curdov, lider de sindicatului tehnic din Tarom. Bun găsit, domnule Curdov. Bună ziua. Ați rămas fără manager, din nou. Ceea ce cred că nu are darul să vă deranjeze foarte tare, să înțeleg, nu? Ba da, mă deranjează, să știți. De ce? Pentru că îi se pun în cărcă niște pierderi care au fost
se datorează în primul rând conducerilor succesive din 2013 până în prezent. Înțelegeți? Până în 2016 am avut numai manageri din aceia profesioniști aleși de domnul Butunoiu, mă rog. Tocmai că nu de dâns. Iar, bineînțeles că nu numai ministrul este implicat, este și Aga implicat în alegerea managerului. Cine? Aga? Aga. Păi și Aga cine o stabilește? Păi Aga tot ministerul, bineînțeles. Acolo nu mai sunt manageri profesioniști, iarăși. Bun, da, domnul Curdo, vreau să înțeleg și eu. Spuneți. Vreau să vă explic o chestie. Deci în 2011 s-a încercat vinderea 20% pe nimic, din 20% din compania Tarom, pe nimic, pe 7 milioane de euro, ca să înțelegeți. Asta a spus doamna Anca Boagiu că poate să obțină maxim pe cele 20% pe care vrea să le vândă. M-am opus vehement pentru acest lucru. Și numai faptul că le-am spus că vor cumpăra salariații cele 20% din acțiuni, că vor da 7 milioane, un euro, pe cele 20% din acțiuni, au stopat acea privatizare. Domnul Curdov, ia stați o secundă, ia spuneți-mi și mie. Mai cumpărați motoare second hand la prețuri de motoare noi? De momentul în care avem directori impuși de Blue Air în compania Tarom pe conducerea trecută, da, cumpărăm ce vreți dumneavoastră. Dar rata la avioanele la două noi, aveți idee cât e? Că nu am aflat, n-am reușit să aflăm. Cât plătiți rata aia de leasing operațional? Domnule, nu știu, eu sunt la tehnic. Nu am toate cifrele în față, acum am oprit din procesul de producție. Nu, dar hai să revin un pic, că nu mi-ați răspuns tranșal la întrebare. Vă mai vin motoare de avion second hand plătite la bani de motoare noi? V-am spus, dacă conducerea a avut așa să avem, conducerea veche conducere, nu noi. Nu, vechea. Ați înțeles? Vechea conducere a impus, chiar un director a fost adus un băiat de la Bruier. A spus la domnul Răcaru la Inco Magazin pe Antena 3, în direct. Îi s-a cerut de către Consiliul de Administrație de atunci un director tehnic. Ăla face ce vrea mușchiul lui, na. Că de-aia merge Tarom așa. Are de principiu, mușchi noștri minte n-are. Diverse interese interpuse în această companie. Auziți, dar ăștia, doamnele pe care domnul Cuc i-a adus în companie, sunt profesioniști, după părerea dumneavoastră? Domnule, nu le cunosc, nu știu, n-au putut să facă, să probeze deocamdată, probabil că sunt aduse de curând, nu știu, nu le cunosc. Bă, nu, dar știți cum e? Ajungem în bancul ăla, că dacă se oprește motorul la avion, apește ambreiajul și dai drumul brusc după ce bagi în viteză. Nu, serios acum. Cine câștigă, domnule, din situația asta incertă de la Tarom? Bineînțeles că numai concurența. Aha. Și concurența a fost și în 2016. Deci numai concurența câștigă. În afară de chestia asta, sunt interese să o termine. Ce să mai? Se vede de la distanță, cu ochiul liber. Mulțumesc, domnule Curdo. Mulțumesc pe această cale. Cezar Ionașcu. Vorbea public adineaur amicul Dan Negru, care vrea să-și ia bilet de Revelion, că el e ocupat de Revelion, și a care o ofertă de la Tarom de 45 de euro, cumpărat acum în iunie, și mai are o ofertă la o companie concurentă de 7 euro. Diferența între cele două bilete este că Taromul oferă un sandwich în valoare diferentă, în valoare de 33 de euro. Da? Deci dacă vreți sandwich-uri foarte bune, găsiți la Tarom în valoare de 33 de euro de acum pentru Revelion. Păi cu 33 de euro nu te supăra, mi-au 3 chile de ceafă de porc calitatea întâi. Știm și noi, doar că Taromul... Și mai am și bani de cartofi prăjiți. Ca să iau în inversul discuției, un motor de avion, chiar cumpăra second, e unul foarte bun, pentru că, din pură întâmplare, am ajuns acum vreo 6 sau 7 ani lângă Hanovra, unde e o secție de renovare motoare Rolls-Royce, că asta... Dincolo de limuzinile astea foarte scumpe, sunt băieții care fabrică, dați seama, motoare de avion și după 20 de milioane de kilometri parcurși, intră într-un proces de recondiționare și poate să mai meargă 10-15 milioane. La preț nou? La preț de nou sunt cumpărate de noi, noi cu noul, da? Și alții plătesc firește alt preț. Ca să urc spre principiile ecuației, eu n-am văzut până acum o companie în care statul are participațiuni și e competentă.
Eu n-am văzut stat român competent până în secunda de față de 27 de ani, fie că a fost stânga sau dreapta la putere. Dar omul de față e un alt exemplu, un ultim exemplu în care cineva vrea o defrișare acolo ca să vândă stejari pe post de bețe de chibrit. Pentru că așa vor ei și pentru că fierul vechi din avioanele astea sau orice fel de altă companie la care ei fac o supraevaluare sau o subevaluare în funcție de interese poate fi oricând un pont foarte bun în piața internațională. A trebuit să vină, nu facem publicitate, a trebuit să vină irlandezi în România, că eu să zbor de la București la Timișoara, cum o fac frecvent, cu 100 de lei și tarumul să înceară în continuare 1200 de lei. Dar nu-i nimic, retardul este o formă generalizată de deșteptăție. Tudor Ionescu, deci l-ați auzit pe liderul de sindicat, domnul Cordov, care spune că există agenturile formate din companiile străine care operează pe piața din România și care ele, agenturile, ar influența, sau nu, că nu știm, doar facem supoziții, managementul de la Tarom. Pe principiu, noi avem prețuri mari, servicii proaste și ei au prețuri mai mici, că și alea tot zboară și tot la pământ ajung în final. Da? Și de aia Taromul merge prost, că le merge lor bine. Bun, și acum vă întreb. Cum e posibil? Să le spunem agenturi mi se pare deplasat. Este absolut normal ca niște companii, da, străine, da, private, să încerce să monopolizeze atât cât le permite legea orice piață. Asta se întâmplă pe absolut orice piață. Problema nu se pune la companiile străine, problema se pune la compania noastră. Cum răspundem la această concurență? Și nu este un fenomen... Bine, noi acum discutăm pentru că în ultimile trei zile s-a discutat foarte mult despre acest lucru. Dar situația se perpetuează de ani de zile în care celelalte companii au câștigat în piață, au venit, cum se spunea, cum spunea și domnul Ionașcu, au venit cu prețuri mai bune, mai competitive ca să atragă clienții. Poate să reformulez, domnul Ionescu, sub tutela Ministerului Transporturilor, în ultimii 10 ani, Taromul are pierderi. Iar concurenții lui de pe piața din România ce fac? Câștigă bani. Frumoși. Întrebarea mea este următoare. Băi, un an, 2, 3, 4, 5. Bă, dar ai văzut situația de... Da? Și atunci, ori ești prost și pui proști acolo, ori înseamnă că ești un pic mânjit și vrei să menții starea asta. Cred că această... Întrebările sunt corecte. Răspunsul e mai greu. Răspunsul îl vom primi în urma sau în urma evaluării făcute de corpul de control al primului ministru. Tocmai, apropo de corpul de control. Acesta este scopul. Ca o situație cu care ne confruntăm de 10 ani, da? Nu din mandatul acestui guvern, să fie stopată. Domnul Bărtușa, corpul de control al premierului la Tarom. Sună bine, punem și noi așa cumva, dăm cu pumnul masă, bine, să vedem ce se întâmplă acolo. Dar același corp de control se duce și la ce? La Compania Națională de Investiții. Lucru care unii colegi de-ai mei cam uită, așa ambalați cumva de povestea cu Taromul, că e Tarom, zboară avioane. Dar la Compania Națională de Investiții sunt bani.